Să amânăm un pic majorarea asta de taxă și impozite. Și am să vă argumentez și de ce. În condițiile în care pensiile s-au indexat cu 4% de la 1 ianuarie, în condițiile în care carburanță o sări prețurile, energia electrică a crescut cu 10%, toate acestea se reflectă în alimente. Ori omul de unde se ia, ținând cont că și anul trecut a fost secet în zona noastră, nu au după aceea poate s-a făcut, mai vinde omul câteva kilograme de grăun sau acolo și sunt corecți conștiincioși care să-și plătească impozitul. Astea ar fi câteva din argumentele care le-am adus și eu nu sunt de acord cu majorarea, adică nu că nu sunt de acord, sunt conștient că și la buget trebuie să ajungem la nivelul inflației, dar situația socioeconomică deocamdată la Comuna Scobinți nu ne permite, dacă stăm să analizăm un pic, avem doar 980 de salariați, sunt foarte puțin salariați în Comuna Scobinți. Și mă repet, situația socioeconomică din Comuna Scobinți nu știu dacă permite majorarea taxelor și impozitelor. Mulțumesc. Domnul Săvărău, în legătură cu mărei impozitul, ea nu de acord, pentru că banii nu se gospodăresc cum trebuie. Nu-i transparență la, când se fac licitații, la contracte cu primăria. Și părerea mea că acolo merg niște bani în plus, niște lucrări care nu se fac de proastă calitate. Am făcut, nu știu, câte sesizări am cerut și mi-am dat niște răspunsuri fictive. Pur și simplu nu evadim. Da, domnul Dumnezeu. Propunerea mea este alta. Propunerea mea pentru noi, când am discutat în decembrie 2012, domnul primar, având o problemă la Iași, nu ne-a putut consulta cu dumnealui. Acum, domnul primar, care este capul omului, plus domnul șef contabil, eu sunt de acord ca dumnealor, ca și în alte primării și alte ședințe, după cât urmărește pe la televizor, să ne propună ca să mărim acești 16% sau să nu-i mărim, să-i lăsăm în 2014 sau să mergem ca în 2012. Ei au un cuvânt mare dispus în acest domeniu, fiind capii care ei se confruntă cu marea majoritate a oamenilor din valoare la județ și la mai departe și acolo se discută tot ce este mai bine. Că văzând că dacă noi nu vom pune taxa asta din impozit de 16%, după cum i-a amenințat Victor Ponta, nu ne va mai da, înseamnă că noi avem bani și nu ne va mai da niciun ban de la buget pentru comună. A nu ne mai da niciun ban de la buget pentru comună, pentru că noi, dacă nu majorăm ăștia 16%, înseamnă că e grav. Pentru ce este grav? Acum câteva minute am vorbit, ia că trebuie bani la pază, acum câteva minute trebuie bani la salubritate, acum avem pretenții să mai reparăm drumul, să mai facem și câte și câte și plătim asfalt. Și dacă de la buget nu ne va da niciun leu datorită că noi nu majorăm, atunci aici este un cuțit cu două tăișuri. Deci ne gândim foarte, foarte serios ce vom face. Bineînțeles că populația ne va judeca, stai chiar că i-am ales și deja ne-a mărit taxele, deja vrea să ne berească și așa mai departe. Dar să ne gândim că poate cealaltă pierdem, poate pierdem mai mult. Chiar dacă vom încasa noi totalitatea 16%, dar dacă câștigăm din partea cealaltă de la bugetul statului. Pot au spus destul de clar. Ce nu va majora, să nu se aștepte de la bani de la buget. Bani pentru învățământ și alte probleme care se arătate. Dar vă mulțumesc. Domnul președinte. Hai să facem o confuzie. L-a prezentat domnul prim-ministru, prezentat în felul următor. Este lăsat la latitudinea Consiliului să majoreze sau să nu majoreze. Dar vă atenționez că de primit bani, nu primiți cu 16% mai puțin. Din măsurile ei, dacă îți dă 16%, primește 84%. Din restribuirea de la Consiliul Județean când o să fie fonduri. Adică nu că nu îi dă fonduri, îi dă fonduri. Dar îi dă mai puțin 16%. Cum? Da, nu, domnule, nu, dacă eu vă spun așa, că o să fie restribuirea de fonduri de la Consiliul. Dacă nu le facem astea, să tot nu-i primim, asta să fie clar. Trebuie să ținem cont
că 6% nu este mult în timp de 3 luni zile să-și plătească, nu 16%. 16% este valabil pentru mari unități astea care au închiriat pe teren pe raza comunei noastre, care nu le plătesc la început din lună, primesc prin iulie, când iau producția, și oricum s-a dat bani la buget. Când vine rectificarea de buget, s-a acolo spune, vrem 6% de bază și noi putem înfieța unul. Pentru că nu sunt bani. Dom'le, cât o să casez, o să casez. Adică eu sunt de acord cu majorarea 16%. Domnul Matei, mai are intervenție. Da, mă scuzați. Doamna consilier, domnul ministru Victor Ponta, prim-ministru, este un prim-ministru pe placul nostru. Sunt convins de lucrul ăsta, eu mi-am dorit întotdeauna pe el să fie prim-ministru și chiar președinte al Partidului Social Democrat. Asta mi-am exprimat dorința acum cu 8 ani de zile, când ei pus la președinție pe ăla cu Mihai Lăgăraș-Țărăvie. Asta e una. Eu cred că noi am putea să-i sensibilizăm pe guvernanța noștri atât la Consiliul Județean cât și din altă parte, având în vedere că, cum spunea domnul primar mai înainte, regiunea din nord-est a România este cea mai săracă regiune din Europa. Este într-adevăr, dacă este pentru că cei 16% indexarea asta sau majorarea să ne aducă nouă bunăstarea comună, eu sunt pentru. Fără discuții, fără nicio rezervă. Și mă duc personal și le explic la oameni, da, domnule, uite așa, dintr-o 100.000, dar eu sunt 16.000, nu e nicio problemă. Pun eu 16.000 la unul dintre ei. Dar ideea e baza alta. Nu știu dacă o să ne ajute prea mult, având în vedere că noi suntem o regiune săracă. Dar avem nevoie de bani ăștia. Și deci, în consecință, dacă dumneavoastră hotărâți aici să fie, eu sunt pentru. Referitor la proiectul ăsta de hotărâre, sunt foarte de acord cu domnul Matei și tare frumos ar fi să fie așa cum spun el și eu ar fi bucuros și cred cu toată lumea. Dar realitatea cu teoria nu se pupă niciodată. Și ascultându-mi domnul profesor Ciobanu să-l citesc pe el, nu de mult, acum eu știu istoria apropiată, mi-aduc aminte cum spunea dumnealui, guvernul de Călușit. Uite, iarăși ne punem bine. Uitați, iarăși ne dă la joane. Și uitați că era și domnul Ponta, primul ministru nostru, al României, când era în opoziție, spunea, uitați, bani sunt, dar ticălosul de foc vă dă bani la băieții deștepți. Și de-aia n-ajung banii. Și să facă licitații trucate și să cheltuie bani cu băieții deștepți. Și de asta nu sunt. Noi venim la guvernare și vă dăm tot ce vă luat Boc și Băsescu. Și acum au ajuns la guvernare, uitați. Și aplică aceleași metode ca și Boc. Care-i demonstrația? Bine, mă pare ce știți la guvernul. Eu vin acum și spun. E corect? Când domnul profesor Ciobanu spunea că e ticăloșit guvernul, să-l sentiment cu părerea lui veche. Acum. Mulțumesc. Da. Îmi dați voie la o repetită. Mama, direct. Vreau să vă spun că mențin părerea despre guvernul vechi și călușit. Sunt de acord, nu, dar nu mă întrerupeți, nu mă. Și sunt argumente multiple, dar asta multiplicăm, devagăm degeaba. În privința ceea ce a promis Boc, a dat salarii și pensii. Ponta, da. Ponta a dat deocamdată cât s-a putut în limita bugetului, a dat. Banii care Boc îi avea în cont. Nu i-a dat nimic. Permite să-ți mă dea nici să nu e un dialog. Nu i-a dat niciodată, i-a dat numai la favorit și la chestii. Asta ca o remarcă. Deci ce s-a discutat aici, deci guvernul Boc ne-au mințit și guvernul Ponta tot ne-au mințit. Bine că se mai face și politică generală și chiar faceți polemică. Un lucru bun, mai trebuie să înfrunțim. În schimb, noi aici suntem chemați să hotărâm o chestiune locală.
Eu, ca și individ, ca și cetățean al comunei, n-aș mări taxele și impozitele cu niciun leu. Știind situația fiecăruia, adică nu chiar a fiecăruia, dar majoritatea cetățenilor, că nu e chiar așa de roză și le mai trebuie o taxă. De asta, în anii din urmă, n-am majorat impozitele și taxele locale cu niciun leu. Le avem acum, când stăm noi de vorbă, sunt taxele și impozitele locale cele mai mici din zonă. De asta n-am fixat nicio taxă la pază, de asta n-am fixat taxă la public și așa mai departe. Acum, după apariția acestei hotărâri de guvern, prin care inițial neobligat, după aceea o lăsa la latitudinea fiecărui consiliu local, am venit cu propunerea să majorăm taxele locale cu 16%. De ce? Pentru că am verificat întâi comunele din jur și Cetănița și Cotnari au ajuns au majorat taxele conform hotărârii de guvern. Orașul Hârlău nu le majorează, dar are niște taxe față de noi, numai la terenul agricol, de exemplu, e mai mult decât dublu. Iar comuna de Lemnicianu majorează, dar la terenul agricol, noi avem terenul arabil, noi avem 410.000 de lei vechi pe hectar, dumnealor au acum 430.000 de lei vechi pe hectar. Eu propun să facem un compromis, să zic așa, și să majorăm taxele și impozitele doar la terenul agricol din extravilan și la terenul intravilan. Iar la celelalte să nu fie majorate. De ce? În primul rând, la curți construcții și la terenul construibil este afectată toată populația. La terenul intravilan, dacă domnul contabil are situația, impozitul pe terenul intravilan, din intravilanul localității, terenul agricol din intravilanul localității, este foarte mic în comparație cu terenul, cu impozitul pe terenul extravilan. Iar la terenul extravilan, având în vedere, terenul agricol din extravilan, având în vedere că mai mult de 60% este lucrat de societățile agricole, și societățile agricole se bat pentru a avea terenuri la noi. Nu fug. De la 410.000 cât e acum, la 450.000 cred că va fi în urma majorării, nu este un capăt de țară. Oricum vom fi obligați din 2014 să majorăm și curțile și construcțiile. Dar dacă legea ne permite să facem această treabă, asta e propunerea mea, să majorăm cu 16% impozitul pe terenul agricol și intravilan și extravilan și să nu majorăm celelalte taxe și impozite ca să nu fie afectată toată populația. La terenul agricol va crește și subvenția acordată pe teren. Deci, dacă dă Dumnezeu și va fi și un an bun, nu cred că este capăt de țară, dacă tu se plătești în loc de 410.000, 450.000. Aproape 450.000. Da, vă mulțumesc. Păi, la vot proiectul de hotărâre privind majorarea taxelor. Trebuie făcut alt referat, cu propunerea domnului primar. Nu facem nicio treabă. Nu, asta e propunerea. Trebuie menționat, alt referat, în altă ședință și să obținim în altă zi cu spate. Atunci la copii. Dar de ce? Ce se zice?
Proiectul hotărâri privind majorarea taxei impozitelor locale pe anul 2013, având în vedere propunerea domnului primar. Eu cred că este o gândire destul de bună și sănătoasă. Da, așa. Nu mai ridicăm, dacă-mi permiteți. La englezul ăsta, la italian și la, aici, la, aici să măriți, la francezi ăștia care au de la noi, n-au putea să mărim cu 100%? Păi lor oricum ăștia câștigă de bine, noi de, nu se rupe. Nu mă lor, și o să vine la tine. Voi tu știu 20%, dar nu se rupe. Dar să ne vedeți pe atunci. Să ne vedeți pe atunci. Nu, la clădiri și la teren construibil, nu. Locul general propunea domnul primar. Da, dar ca și cum, deja avem 16% și scădem ce o să zic domnul primar. Cred că e eronat ce puniți la... Atunci amânăm proiectul. Nu, 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 asta amânăm proiectul. Asta e ideea, dar să punem la vot. Dar stai și nu înțeleg de ce trebuie amânat proiectul. Nu, dar dacă Nu, intravilan și extravilan, e simplu treaba. Nu? Asta se supun la urmă. Asta se supun la urmă. Dacă vreți, poate vreți să-l mărim, sau poate nu vreți să mărim deloc, nu. Deci asta e propunere. E o propunere pe care am făcut-o eu, analizând aici cât am stat și m-am gândit, în fel și chip. Și din asta nu a venit acum ideea asta. Dacă sunteți de acord. Propunerea domnului primar. Practica cu mărirea, numai când vreți să... Extravilan și intravilan, terenul agricol, extravilan și intravilan. Nu mai domnul. Domnul potrivit. Nu se poate nimic. Nu se poate nimic. Domnul potrivit. Eu am pus împotrivit. Domnul potrivit. Abține. Eu sunt de acord. Eu aș fi vrut ca ăștia care ne sub averile țării și bunăstarea poporului nostru la italian, francez, la aici, să se conecte la... Trecem la proiect, să zicem discutare. Proiect de hotărâri privind stabilirea măsurilor pe linie de pază oștească. Asta l-a sub punct. Domnul Curcean. Asta l-a sub punct. Trecem la următorul punct diverse. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, în același timp mai este un raport aici privind activitatea executivului, care este în, zicem, în tandem cu raportul de stare economică. Eu fix și aici să fim atenți, că nu ne ridicăm după aceeași problemă, să citiți. Eu am trecut și prin rapoartele membrilor executivului și concordă cu ce este aici. Unii l-au făcut mai sumar, alții mai raportul mai complex o leacă. Dar zic eu că membrii executivului s-au străduit și au reușit în mare parte să-și ducă la îndeplinire sarcinile. Aici aveți date concrete, inclusiv cu hotărârile Consiliului Local, la care ați participat dumneavoastră. Atenți, poți o vreme când și noi o să dăm seama asupra ceea ce am făcut. Și ordinele și dispozițiile primarului. Și aici este preluată în mare parte și activitatea contabilă și celelalte lucruri pe capitole, adică luat de la fiecare cam ce o realiza. E bine să citiți ca să puteți spune altă dată și să putem spune, sunt și eu aici, ce au făcut membrii executivului. Dacă aveți observații, e bine să le spuneți acum. Zic eu, domnul președinte. Da. Fie să spune, domnul președinte. Eu am citit acest raport chiar astăzi, înainte de ședință, și în mare parte a tot ce scrie aici este perfect adevărat. Acum, pentru mine, zic, nu pot zic pentru alții, problema ce mai mare este aici, dacă domnul primar lucrează cu ei consecutiv, zilnic, și dumnealui este mulțumit de ce, eu, din partea mea, tot domnul primar, chiar dacă voi spun eu cu tare, nu l-a văzut în timpul serviciu, dar l-am văzut pe el în loc.
Asta poate a fost în Hârlău sau nu știu ce, pentru serviciu. A fost să fie exact pentru o politică. Dar domnul primar, domnul viceprimar, domnul secretar, acești oameni sunt tot timpul cu ei, din dimineață până seara, și în zilele când se lucrează, și multe ori când îi convoacă dumnealor, pentru cine știi, de ce să... Băi, ce să ies ca aici, prin ce poate veni, de la noi de parte, dumnealor sunt mare majoritate, ei lucrează cu Dumnezeu, pentru mine, toți salariați în primărie și eu sunt foarte mulțumit de ei, ca atare, eu sunt de acord cu raportul. Mulțumesc. Am citit și eu la reprezentantul primar, primit activitatea executivă, salariat și primarie, vreau să vă informez că fiecare salariat are atribuțiune de servici, care prin lege și prin șar sunt părinți de executivă, pentru cu domnul primar, domnul secretar, vice și părtabilitate. Deci sunt repartizați pe compartimente, care răspund de o serie de oameni, răspund secretar, o serie de răspund bani financiar, și primarul răspunde toți. Și sunt de acord cu activitatea desfășurată din ador. Ei își fac programul cu un număr, în loc de 30 minim, până la 40, sau cât este și valat de stat de funcționare, lucrează pe 20 și cât? 19. Vă imaginați că activitatea primării noastre merge în condiții foarte bune cu un număr restrânt de salariați. Sunt de acord cu încă să mai angajez niște oameni, sunt posturi descoperite. 50-60. Sunt posturi descoperite la unitate. Activitate cămin cultural, sportiv, la un mecanic care fie și șofer unități. Pe primarul spate, tot de seara spune el, faci cu șofer, faci cu lopată, faci și cu... Să fie și electrician și șofer, asta dacă poate fi bani un post, care nu le trebuie electrician, trebuie să-l ajungi la mine așa, la care nu te mă gândeam. Poate n-am murit, că nu-i dorești nimeni moartea. Adică trebuie să vă gândiți, să aveți oameni, dă-le, trebuie să-l urmă din un vechi. Cu cel cu tu și pui vechiul la petești, la unii trebuie. Dar așa dacă mă da aștept să fii, cum îl cheamă? Andreeș. Sunt de acord și cu completările de angajarea numărul personal. Când nu se face economie prin 3 salariați, 4 salariați la unitate, se face mai multe pierderi, pentru că nu se stabilește exact treaba când trebuie făcută. Atât, mulțumesc. Da. Domnul Vodar, și mie să-mi dau părere vis-a-vis de personalul angajat la primărie. Eu am avut niște experiențe mai puțin plăcute cu angajații primăriei. Într-o zi l-am sunat domnul primar, chiar venisem de 3 zile la rând, să ne libereze un certificat de producător și doamna Tabac, dau și nume, de ce nu? Că nu-i domnul secretar, că nu-i domnul jurist, că nu-i cealaltă semnează, că nu-i 3 zile la rând să vin pentru... Nici nu mai putea să rezolvă. Și am la domnul primar, la 3-a zi. Am văzut că nu se rezolvă nici a 3-a zi și era urgent, trebuia să duc documente la PDRP acolo, făceam un proiect și se încheia sesiunea și eram cu presiunea timpului. M-am sunat, domnul primar, vă rog, vedea ce faceți aici. Că angajați, vineam fiecare, nu sunt, nu e ăla. Și până la urmă, dă domnul primar un telefon, îi mulțumesc că m-a rezolvat până la urmă, că numai datorită lui cu el, o să dea un telefon să se rezolvă ziua. Din alt punct de vedere, angajați primărie încasează niște bani de la cetățeni, cu motive mai puțin ce referitor la ce am aprobat noi Consiliul Local, taxe și impozite. Taxează oamenii pentru adeverință, dă bani, nu eliberează chitanțe. Am mai fost problema asta și în alți ani. Și domnul primar a zis că sunt mai scumpe chitanțe, hătile, decât fac banii aia. Și eu a zis că adună banii mai mulți, așa, și dai chitanțe la sfârșit de lună, așa, de ani, nu știu care. Îl citesc pe domnul primar și, deci, încasează bani, cer bani pentru de a scrie un imobil sau o anexă gospodărească în registrul agricol, cer bani. Că te-am scris aici, uite, ca să nu te pun să faci autorizație de construcție, nu știu, te scriu aici, adică ăsta te... Bineînțeles, nu eliberează chitanță și banii bag în buzunar. Asta e foarte rușinos pentru o primărie.
explicabilă, după cum se pretinde a fi, primăria comună. Deci, dacă vreți să vă dau domnul primar și numit de persoane și sume încasate, vă le dau. Dar acum am abținut, nu mai până aici. Da, așa. Eu sunt legătură cu angajați primăriei. La ora 1, la ora 2, nu-i mai ghețuiesc pe nimeni. Bate vântul în primărie. Programul e până la 4. La centru de zi, 5-6 angajați și aduce 5-6 copii. Cum acolo are fiecare copilul în subordine? Și iar cu tot din personal primăriei. Merge și vedeți la judecătorii. Tot timpul sunt 3-4 procesuri pe săptămână cu primăria Scobinț, cu terenul, cu titlul de proprietate, care s-a făcut două-trei titluri pe același teren. Deci, primăria pierde procesul cu persoana și bine mersi, ori îl despărbește, ori de teren. Dar asta trebuie să iei alte măsuri, odată ce ai greșit. Și noi nu am un caz, sunt din cazul la judecători. Merge și vedeți cât este cu primăria Scobinț. Da, vreau să spun că domnul Samara chiar vreau să-i ascund. Eu vreau să zic o problemă. Da. Eu, iarăși, curatul s-a ridicat problema cu drumul de la Budin. O să ridic iarăși. Domnul primar nu a răspuns, de altfel, el are în vedere împreună cu Consiliul Județean și cu domnul care și-a dat cuvântul de mare, domnul președinte al Consiliului Județean al Domniței, că va avea în vedere drumul Focuri, Becești, Budin, Rediu, Ticlăria. Dar eu aș vrea un răspuns ferm pentru noi. Nu mai interesează Focul, de ce știți, pentru că el a promis solemn aici și noi vrea, adică, să dea un răspuns oficial pentru Consiliu. Eu chiar acum mi-aș dori lucrul ăsta. Dom'le, haideți că anul ăsta vă facem 2 km sau așa. Cam așa aș vrea să spun ei, nu înțeleg care... Mulțumesc frumos, aștept. Da. Domnul Cumar. Domnul, mai sunt? Nu. Domnul. Obos. Ce pentru ultimul. Din câte știu, s-au făcut măsurătorile topul la drumul ăsta și deja au făcut o greșeală, drumul județean DG281 l-a băgat pe Rediu și iese la Div, la Jitarciu, ca acolo. L-a băgat pe țară. Am sesizat conducerea drumurilor județene ca să remedieze această greșeală. Deci ei au făcut măsurătorile topo în vederea proiectului de finanțare pe care vor să facă un credit pentru câteva drumuri din județ, un credit bancar și cred că o să și reușească, printre care și drumul nostru. O să merg personal la domnul președinte a domniței și o să după apariția bugetului, bineînțeles, că până apare bugetul degeaba mă duc. Îmi spune același lucru, să așteptăm să apară bugetul. Și o să îi cer un răspuns în ce stadiu, adică dacă noi suntem prinși în 2013, 2014, cât, cum și așa mai departe. Planul pentru dezvoltarea acestui drum. Celelalte probleme ridicate, unii sunteți mulțumiți, alții nu sunteți mulțumiți, ceea ce a relatat, de exemplu, domnul Ciubotaru în legătură cu certificatul de producător. Probabil, într-adevăr, am sunat-o pe doamna care s-a ocupat de asta și am spus să vă elibereze automat certificatul de producător, pentru că era vorba de niște fonduri europene. I-am motivat că trebuia să se ducă în câmp, să vadă dacă aveți înființată recolta, dacă și așa mai departe. I-am replicat că pentru fonduri europene, chiar dacă nu e normal, dar eu așa procedez, pentru fonduri europene sau pentru obținerea unor fonduri, să dea drumul la Actis, nu, de exemplu, domnul Ciubotaru putea să piardă acel proiect din cauza neeliberării certificatului de urbanism și de certificatul de producător și era o persoană vătămată din punctul ăsta de vedere. De asta am stabilit pentru asta să dea imediat drumul la certificat de producător, la alte documente, bineînțeles, dacă îndeplinesc condițiile legale.
Asta legat de certificatul de producător. Legat de cealaltă chestiune cu luarea banilor, eu nu știu de această treabă și e o chestiune foarte gravă. Dacă știți cine face, vă rog frumos să vă adresați parchetului și să dați numele celor care au făcut, au primit, au dat bani pentru a obține o adeverință și așa mai departe. În cazul ăsta trebuie să vină cu bani prăfuiți, domnul primar, nu se poate dovedi. Nu, dar există, dacă e martor, dacă omul a spus și-a dat bani, cum adică? Și mare o dovadă, și dovadă. Dar se poate, dacă respectivul salariat s-a învățat, ia, percepe taxe de asta, se poate face un flagrant. Deci eu până acum nu am... Să nu se ajungă acolo, să luați măsuri din parte. Sigur că da, eu voi... Nu e dorit cineva să ajungă la pușcării. Eu tot timpul când am ședințe de lucru cu executivul, le prelucrez unele, nu eu, ci cei care sunt în măsură, domnul secretar și consilier juridic, le prelucrează noile reglementări legale, dar asta e o faptă destul de gravă și nu aș vrea să se petreacă la comuna, în primăria noastră. Astea două probleme de-ați avut, domnul Ciobotaru, nu? Domnul Stavarache, că pleacă salariații pe la 1, pe la 2. Într-adevăr, sunt de câteva ori, dacă vii la ora 3, de exemplu, sunt momente când nu găsești salariații. Dar niciodată mai devreme de ora 3, doar cu învoirea mea, cu acordul meu, dacă au o problemă de rezolvat, atunci pleacă. Eu nu cred că a venit vreun cetățean la noi și să îi elibereze vreun act până în ora 3 și a fost pasat că vine mâine că eu sunt plecat. Chiar dacă pleacă un agent agricol, cheile rămân la celălalt agent agricol și îi poate elibera orice document, sau chiar dacă pleacă amândoi, rămâne altcineva și eliberează acest document, la fel pe aspect social și așa mai departe. În ceea ce privește centrul de zi, a spus că vin 5 copii. Eu știu că la centrul de zi avem 30 de copii care frecventează zilnic acest centru. Îi aduc cei de la școli, se spală, le dă de mâncare, fac temele și pleacă acasă. Acești 5 salariați cât sunt, în mod normal ar trebui să fie vreo 8, dar cu 5 salariați fac această operațiune. Nu își aduce nimeni copilul și ține fiecare copilul lui, ba mai mult avem și 2 copii de rom, de pe raza orașului Hârlău, dar fiind mama având domiciliu pe raza Comunii Scobinți de la Moțor din Pizagavia, îi aducem aici și eu sunt mulțumit de evoluția lor, de când au venit în centru. De un singur lucru nu prea putem dezvăra de... Dar în rest, învață, scriu destul de frumos, sunt destul de isteți, răspund. Și asta e un lucru bun. În timp, probabil, o să se dezvare și de acest obicei de furat și de cerut. Procese pe rol sunt la judecătoria Hârlău, majoritatea lor datorită greșelilor efectuate la întocmirea titlului de proprietate. A fost o perioadă, dar nu vreau să dau vina pe ei. Când se făceau titluri destul de multe și destul de la plan. Mai ales până în anul 98, cam așa, s-au făcut titluri și făcând aceste, majoritatea greșelilor provin de când era Cătălin ăsta... Damir. Damir. Era farmacie. Nu știu de unde, eu nu știu, am văzut actele și de asta sunt foarte multe procese pe rol datorită că au greșit o cifră la o parcelă. Nu se mai pot face rectificările de titlu decât în instanță. Nu sunt procese pe rol pentru că am avea noi litigii cu cetățenii. Avem foarte puține litigii și acestea încercăm să le rezolvăm pe cale amiabilă și administrativă, să nu ajungem în instanță. Sau mai sunt cazuri când
din mai multe motive sau din diferite motive, cetățeanul respectiv n-a reușit să facă cerere pentru retrocedarea terenului. Nu a fost validat și nu are un act de proprietate. Și atunci se merge în instanță, dovedește că este proprietar, se obține o hotărâre judecătorească definitivă și revocabilă și în baza acelei hotărâri îi se întocmește titlul de proprietate. Să vă răspund și la întrebarea aceea cu alocarea premiilor pentru obiceiurile de iarnă. La alocarea premiilor pentru obiceiurile de iarnă am ținut cont de mărimea formației, de prezența scenică și cât au reprezentat în alte festivaluri. De aceea, pentru Cerbul de la Sticăria, Cerbul de la Scovinț, Ursul de la Bădeni și Plugușorul de la Fetești, am acordat câte 10 milioane de lei premii. La ceilalți, fiind formația mai mică, le-am acordat Ursului de la Fetești 5 milioane, Plugului de la Bădeni, de la Scovinț 6 milioane, Cerbului de la Bădeni 3 milioane, Plugului de la Sticăria cu Bailău 3 milioane. Deci am făcut o împărțire, consider eu, destul de echitabilă și n-am ținut cont că au urat băieții cum au urat. Drept să vă spun, mie nu mi-a plăcut acest pasaj din urătură. În schimb, am fost foarte bucuros că acești tineri ne-au reprezentat cu cinste și eram mândru la Hârlău când îmi spuneau felicitări, domnul primar, felicitări. Numai domnul Stavarache nu poate fi mulțumit, chiar nu-i mulțumit din naștere. Iar următoarea problemă cu pădurile și cu cariera, deci de când sunt, n-am făcut niciodată trafic de influență. N-am pus cuvânt pentru nimeni, sunt un adept al mediului, sunt la mediul conjunctor și îmi pare rău că nu se face ce trebuie să facă. Se ia măsuri mai drastice pentru ca să nu se mai taie pădurile. Iar cu cariera primăriei, este acolo, nu a luat-o nimeni și dacă vinde, chiar cine vinde, e treaba lui, vinde din proprietatea lui, nu am la cunoștință să vândă piatră din cariera primăriei. Cariera primăriei este acolo. Nu fură nimeni. Nu fură chiatra nimeni de acolo. Da, vă mulțumesc. Aici, da, vă spus din noi. Lasă-l la ce cariera de la Lediu, e goală acum, adică mărgul lui domnul Riscu, toate piatra au fost vândute. Acum, normal că e goală. Nu e normal. Și cu premiile. Că vă dați 10 milioane. Nu i-a plăcut, dar i-a dat 10 milioane. Și eu dați 10 milioane. Eu fac campanie electorală, că ești mai tare ca Boc sau... Acolo când vin cu obicei, vin cu o urătură veche, vin cu o urătură frumoasă... Am spus că nu mi-a plăcut pasajul. A, dar le-ați dat 10 pasajul. Milioane. Acel pasaj nu mi-a plăcut, dar am dat 10 milioane. L-am dat 5 și plângeau pe mine. La care, la ceilalți? Cum dați cuvinte, dați 6, la vârstul, la viteză, dați 5. Păi, dar nu mi se părea... Dar pe cine chiar îi împărțăm atât de dumneavoastră... Banii oamenilor, ce-aia e faină cu mine. Domnul președinte, hai să ne rezolvăm. Eu sunt... Când ai să fii, dumneavoastră primar, ai să dai premii, cum ai să consider? Eu fiind primar desemnat și ales în proporție de 85% de cetățenii comunii Scovinț, sunt desemnat să împart aceste premii cum am consider eu, nu cum considerați dumneavoastră, domnul Tavarache. Dumneavoastră, când o să fiți primar, o să împărțiți bani și o să fie mulțumiți. Dar ați fost prezenți o parte dintre dumneavoastră acolo. Puteam să ofer 10 milioane ursului de la Fetești și toți 10 milioane plugului de la Fetești? Nu ați văzut ce diferență? În primul rând, numeric. După aceea, de aranjament. Păi nu luăm în bat jocuri, datele și obiceiurile populare, nu? Păi și total mulțumit, deși sunt unele sincope pe care eu va trebui să le rezolv. Nu trebuie să vin în cadrul Consiliului Local să mă plâng că cealaltă să scarchină sau nu facem ce treabă.
fiind șeful unității, acele sincope care sunt și care mie nu-mi plac, o să le rezolv în imediata apropiere, în imediatul timp. Da. Mulțumesc. Pun la vot proiectul, raportul privind activitatea desfășurată de Executivul Primăriei Scopiță în anul 2012. Ce este pentru? Împotrivă? Abțineri? Două abțineri. Mă trebuie să mă divers. Acum o fost divers.